Ciobanul a vrut să traverseze calea ferată alături de oile sale. Întunericul, neatenția bărbatului și posibila stare de ebrietate au dus la moartea păstorului și a 35 din mioarele sale. Nu știu, m-am venit și noi mai târziu. Ce să, ce am auzit? Că a vrut să traverseze și cred că n-a auzit, n-a fost atent, băut, sigur. Asta a fost tot ce s-a... Băutura. Neatenția și... Asta este. Ambulanța a ajuns în doar câteva minute la fața locului. Cadrele medicale au încercat vreme de aproape 15 minute manevre de resuscitare, fără folos însă. Am văzut că i-a tăiat trenul lui băiatul ăsta, ceea ce s-a mai întâmplat acum vreo 2 săptămâni, iar 3. Nu-i cazul să... Ciobanul a fost băut ceva sau... Era de fel cam... Îmi plăcea băutura. Și e posibil, cam că nu se uite. N-a observat că vine trenul, n-a auzit. Dacă a fost și băut, vă dați seama, deci ai tăia oile, dar nu și pe el. Cred că era tot băut, s-o gripezi să le salvezi și... Pompierii buzoieni au intervenit cu un echipaj de descarcerare. Intervenția SMUR Buzău a intervenit în această după amiază pentru acordarea prim ajutor unei victime lovite de tren pe raza localității Vadupași. Ce a făcut? La sosirea echipajului, persoana era inconștientă, s-a executat manevră de resuscitare, cardiopulmonare, fără rezultat, din păcate. Plutonul ajutant Cotiș Daniel. Nu este pentru prima dată când în același loc se produc astfel de incidente. În urmă cu doar o săptămână, un alt cioban din Vadupașii și-a pierdut câteva oi în condiții similare.